Vărsătorii au de încasat niște bani astăzi și vor da o raită prin magazine pentru a le cumpăra celor dragi mici atenții. Dragi pești, vă consultați cu familia în privința programului și o să vedeți cum împărțiți timpul să ajungeți și în vizite la cei care vă așteaptă cu masa. Berbecii se gândesc să plece într-o vacanță pentru a mai uita de stres și probleme, însă partea proastă este că vor cheltui foarte mulți bani în această perioadă. Taurii vor avea strele de partea lor, astăzi este posibil să primească o sumă de bani și astfel vor putea ieși cu prietenii din seară la un suc. Dragi gemeni, este rost de distracție, astăzi este posibil să vă dea cineva înapoi niște bani și astfel puteți organiza o ieșire cu cei mici într-un parc de distracție. Starea pozitivă a nativilor racăi va face să treacă cu fruntea sus peste evenimentele mai puțin plăcute din mediul profesional. Dragi, un proiect de timp liber va ar deconecta și va introduce poate în alt mediu social, vați extinde relațiile și să vedeți cum mai trăiesc și alții. Dragi Fecioare va fi o zi în care veți face un pas important în carieră și acasă o să aveți parte de momente plăcute, iar gestul unui membru al familiei vă va impresiona. Balanțele știu să atacă atunci când situația o cere, iar acest fapt le va aduce multe beneficii. Așa se va întâmpla și astăzi când se vor alege cu o promovare. Scorpionii vor avea parte de o zi extrem de aglomerată pentru că au multe treburi de rezolvat. Partea bună este că vor fi extrem de satisfăcuți de rezultat și vor primi multe laude. Dragi săgetători, bazați-vă pe intuiție pentru că este singurul criteriu pe care îl puteți lua în considerare în astfel de momente. Rezultatul va fi surprizător și realizați cât de important este să fiți propriul stăpân. Iar capricornii vor fi ceva mai leneși astăzi și cu greu se vor mobiliza la locul de muncă. Seara însă va fi una plină de surprize.